Salut. Astăzi vă voi povesti pe scurt despre un film bazat pe evenimente reale cu denumirea de McFarland, USA. Așa că puneți un like și vizionare plăcută. Echipa de fotbal american intră în vestiar după prima jumătate de meci. Antrenorul este nemulțumit de ei. Ei pierd fără speranță la victorie. Bărbatul încearcă să-i motiveze, dar capitanul nu primește critica. Băiatul mereu zâmbește și îl ia peste picior pe antrenor. El nu mai rabdă și -o aruncă cu un papuc în capitan. După acest incident, antrenorul este concediat. El împreună cu toată familia sa se mută în alt oraș. McFelland se află aproape de granița cu Mexic, de aia se consideră nu prea confortabil pentru locuit. O mare parte din locuitori sunt imigranți mexicani, cărora nu le este frică de munca grea și în general lucrează pe câmpurile agricole în afara orașului. Pe rolul nostru îl cheamă Jim White. El toată viața a lucrat ca antrenor și doar aici și a putut găsi un loc de muncă potrivit. Ficele lui nu sunt încântate de așa sălbăticie. După ce văd noua casă, nici nu vor să intre. După ce se aranjează, familia White merge să ia cina într-un restaurant local, dar acolo nu găsesc mâncare americană cu care s-au obișnuit. Tot meniul e format doar din preparate mexicane. Când ies afară, familia de alb este observată de un gang local. Tinerii se opresc lângă restaurant și se uită atent la eroii noștri până ei nu se urcă în mașină. Acasă Jim își cere iertare de la soția sa pentru mutarea neplanificată și promite că deja mâine îi va duce de aici. Dar Cheryl îl liniște neliniștește pe soțul său. Ea înțelege că acum el n-are cum să găsească alt loc de muncă, mai ales că mutările constante și schimbările școlilor influențează prost fetele. Luni, familia merge la școala locală, fiicele merg la ore, iar tata în cabinetul directorului. Din conversație aflăm că eroul nostru a fost deja concediat de la muncă de trei ori și asta este ultima lui șansă de reabilitare. La școală au o lipsă mare de profesori, așa că în afară de poziția de antrenor, el va trebui să lucreze profesor de biologie și educație fizică. Jim este de acord și merge la prima lui oră. La începutul orelor vine mama a trei elev și fără explicații îi ia cu sine. White nu a intervenit și din cauza asta a cauzat râsetele elevilor. Văzând apatia totală a disciplinilor, Pulelor săi, bărbatul le propune să alerge un cerc în jurul stadionului, după care toți vor fi liberi. Fără tragere de inimă, elevii merg să alerge. Pe scaun rămâne un singur băiat. El face parte din echipa de fotbal, prin urmare este eliberat de la ora de educație fizică. În timpul meciului, băiatul o primește bine de tot de la adversarul său și în ciuda instrucțiunilor antrenorului șef îl lasă în rezervă până la final. McFallen pierde cu un scor devastator. În weekend, Jim merge la un magazin local, unde face cunoștință cu proprietarul său. Bărbatul îi propune eroului nostru să sădească un copac ca peste ani să aibă o umbră frumoasă în curte. După ce rânjește, antrenorul refuză propunerea. El n-are de gând să zăbovească prea mult prin acest oraș. Pe stradă, White își întâlnește elevii și întreabă de ce s-au trezit așa de vreme într-o zi de weekend. Băieții îi explică că din copilărie s-au obișnuit să lucreze pe câmp cu părinții lor și pur și simplu nu au zile libere. Liderul gangului local vine și îl ia pe unul dintre băieți. La școală, antrenorul șef i s-a plâns directorului pe asistentul său. Din cauza asta, domnul Camilo a fost nevoit să-l îndepărteze pe roul nostru de la activitatea de antrenor, dar bărbatul a rămas în continuare pe postul de profesor. În timpul orei, White îi remarcă pe patru băieți care aleargă mult mai bine decât semenei lor. Din acel moment, antrenorul îi urmărește cu atenție pe băieți. În următoarea scenă, ni se arată programul lor obișnuit. Ziua lor se începe diz de dimineață. După ce se trezesc, ei își fac rucsacurile și merg la muncă pe câmp. Înainte de ore, fug la școală, iar la sfârșitul zilei, înapoi acasă. Într-una dintre zile, antrenorul reușește să măsoare viteza medie de alergare a unuia dintre băieți. Cu acest rezultat, rezultat vine la director și îl roagă să creeze o echipă școlară de atleți. Acești băieți pot fi pentru eroul nostru un bilet spre o viață mai bună. În cazul în care performanțele lor vor fi reușite, White sigur va fi observat și invitat la muncă la o școală privată pentru a forma echipa are nevoie de ultimul pas, să atragă cumva adolescenții problematici. La școală băieții periodic nimeresc în necazuri, așa că pedeapsa lor disciplinară este înscrierea în echipa de alergare. Toți atleții s-au adunat și echipa începe primul ei antrenament. La sfârșit, White se interesează dacă n-au încălțăminte mai potrivită pentru alergat și primește răspunsul că e în general unica lor pereche. Curând vine ziua primelor curse preliminare. Antrenorul le dă uniforma și câte o pereche e nouă de Adidas. Elevii din McFalland se deosebesc pe fundalul echipelor adversare și nimeni nu crede în succesul lor. White le explică regulile și le dă ultimele sfaturi, după care toți merg la start. La începutul cursei, băieții rezistă bine, iar în mijloc, Thomas chiar înaintează în poziția de lider, dar urmează o ascensiune unde băieții rămân fără aer și pierd treptat pozițiile. Ultimul ajunge Danny. Echipa, după cum s-au așteptat toți, ocupă ultimul loc. Acest rezultat îi supără mult pe băieți. Pe drum spre casă, toți tac. Antrenorul ia vina asupra sa. El n-a verificat traseul și nu a pregătit echipa pentru o ascensiune. Toată seara bărbatul se gândește despre această pierdere. Înainte de somn, Cheryl îi amintește soțului despre ziua de naștere a fiicei mai mari și îl roagă mâine, după muncă, să cumpere un tort de sărbătoare pentru cina. A doua zi, White îi duce pe băieți la un depozit de migdale și îi face să alerge pe mormanele de recoltă pentru a imita ascensiunile de pe traseu. Băieții rămân rapid fără aer, dar antrenorul nu le permite să se oprească. Le amintește despre pierderea jonantă și antrenamentul continua. Toți aleargă până la capăt și doar Thomas este nemulțumit de această abordare. El nu mai rezistă și strigă la antrenor, spunând că băieții nu sunt alergători, ci simpli muncitori care lucrează în câmp apoi pleacă părăsind echipa. Jim a uitat despre ziua de naștere a fiicei sale și nu a cumpărat tort. Cu asta a stricat cina de sărbătoare în familie. În timpul conversației, Cheryl îi explică soțului că proprii copii sunt mai importanți decât orice muncă. Seara eroului nostru îi este complet distrusă. Din echipă a plecat cel mai bun alergător, iar fica mai mare nu mai vorbește cu el. Bărbatul decide să meargă să se plimbe în oraș cu mașina ca să-și adune gândurile. Pe pod îl observă pe Thomas. Băiatul a fost bătut de tatăl său, de aia a fugit de acasă. White îi povestește că e într-o situație similară, doar că de vină e fica mai mare. După ce se calmează, eroul coboară de pe balustradă și cei doi se împacă. Vine timpul turelor de calificare. De această dată echipa s-a pregătit cum se cade și ca urmare, au câștigat pentru prima oară. Acest eveniment i-a făcut pe băieți să înțeleagă că în viață nu există nimic imposibil. Orice scop e destul de real dacă o să depui destul efort pentru asta. Unul dintre băieți a scris despre asta în eseul său. Profesoara a venit la White cu lucrarea lui și fără să-și rețină lacrimile, i-a citit eseul. Încetul cu încetul, familia se adaptează la viața colorată. Localnicii se dovedesc a fi niște persoane deschise și amabile de la care a ce să înveți? Echipa a continuat antrenamentele și a câștigat de 3 ore la rând. White chiar a venit la camp împreună cu băieții și i-a ajutat la adunat Roada. Părinții au apreciat eforturile antrenorului și au organizat un târg de caritate, datorită căruia au reușit să le cumpere băieților uniforme scumpe și adidași bun de alergat. Astfel, o simplă echipă școlară a devenit o adevărată mândrie pentru întregul oraș. La următoarea cursă, de White se apropie un reprezentant a unei școli private și oferă oportunitatea de a se transfera la ei. Antrenorul ia cartea lui de vizită și merge la echipa sa. Înainte de cursă, White rostește un discurs motivațional și toți băieții, Băieții îl ascultă atent, simțind încrederea, McFalland se aranjează la start. Echipa este bine pregătită, așa că n-au avut probleme cu ascensiunea. Din păcate, chiar înainte de linia de final, cade Thomas și astfel scapă câteva poziții. Pentru a intra în final, băieții au nevoie de un loc în top 4. După ce compară rezultatele, pe rând sunt numiți câștigătorii. Pe locul 4 sunt cei din McFalland. De data asta, eroii noștri se întorc acasă cu dispoziție bună. Ca mulțumire, eroul îi duce la plajă. Aici, pentru prima oară în viață, au văzut oceanul. Senora Diaz îl întreabă pe antrenor despre copiii să și află că fica mai mare a împlinit nu de mult 15 ani. După tradiția locală, toate fetele de vârsta asta sărbătoresc cu Encenera. Aceasta reprezintă trecerea la maturitate. În weekend, bărbatul le trimite pe fetele sale la salonul de frumusețe și cu ajutorul noilor prieteni organizează pentru fica mai mare o surpriză. Când vine acasă, Julie nimerește într-o atmosferă de sărbătoare. Astfel, tata reușește să se reabiliteze pentru ziua de naștere pe care a stricat-o. Punctul culminant este parada mașinilor. O mageată este încet plimbată prin oraș, anume în acel moment un gang a atacat coloana de automobile. Julia s-a speriat foarte tare, dar a rămas în viață. A doua zi dimineață, Jim găsește carte de vizită și merge la interviu la școala privată. Lui i-au propus niște condiții excelente de muncă. El le zice despre asta celor dragi, dar familia e împotriva mutării. Macfellan a reușit să devină pentru ei o casă adevărată și aici au găsit prieteni Adevărați. Antrenorul a decis să rămână cu echipa lui. În ziua cursei finale, tot orașul a venit să-i susțină pe băieți. White din nou le ține un discurs motivațional, după care echipele merg la start. Cum se va aranja viața eroilor noștri în continuare depinde doar de acest moment. În cazul victoriei, vor fi automat admiși în cele mai bune universități din țară. Asta le va permite băieților să-și ajute familia mai mult decât doar cu strângerea recoltei de pe câmp. După cursă, arbitrii mult timp calculează. Rezultatele. Campionii Californiei devin elevii din școala McFalland. White se apropie de reprezentanții școlii care i-au propus un contract. Asta este urmărit dintr-o parte de întreaga echipă. În următorii 14 ani, liceul McFelland a câștigat campionatul statului de 9 ori. Jim White a antrenat fiecare echipă. Toți elevii au primit studii foarte bune, după care s-au întors acasă și au luat parte la dezvoltarea orașului. Ei până în ziua de astăzi merg uneori la antrenament și susțin echipa locală. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. scrieți ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod, de asemenea abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!